Bună, dragii mei, sunt Estera, voluntar în cadrul Asociației Salvați Copiii. Pentru început, vreau să vă mulțumesc că urmăriți campania Salvez cu Povești, prin intermediul căreia ajutăm copiii cu posibilități reduse. Astfel, vă invit și pe voi să donați 4 euro prin SMS la 8847 cu textul Salvez sau direct online pe site-ul www.salvazcopii.ro. Astăzi am ales să vă citesc povestea Cei trei purceluși din cartea Tezaurul cu povești de la editura Corint. Sunteți pregătiți? Haideți să începem! A fost dată ca niciodată o purcea care avea trei fii. Purcelușii erau nespus de drăguți, roz, durdulii și de fericiți. Când au crescut destul de mari ca să-și poarte singuri de grijă, mama lor i-a trimis în lume să-și caute norocul. Primului purceluș îi dădu o căciuliță ca să-i țină de cald la urechi. Celul de-al doilea îi dădu un fular ca să-i țină de cald la gât. Celul de-al treilea îi dădu o pereche de pantofi ca să nu se rănească la picioare. Apoi își îmbrățișă strâns copilașii și se uită lung în urma lor. Aveți grijă la lupul ce rău, strigă ea, fluturându-și Batista. E tare și red, nu lăsați să pună laba pe voi. Când ajunseseră la răscruce, cei trei purceluși se despărțiră, luând-o fiecare pe câte un drum. Primul purceluș porni pe drumul care ducea la dreapta, al doilea pe drumul care ducea la stânga, iar al treilea drept înainte. Pe drum, primul purceluș se întâlni cu un om care ducea în spate un balot de paie. Fii bun, zise purcelușul, dă-mi mie paiele ca să-mi construiesc o casă din ele. Îți dau în schimb căciulița mea. Omul îi dădu balotul de paie și își puse căciulița pe cap. Primul purceluș era cam leneș de felul lui. Întâi se întinse pe paie ca să tragă un pui de somn. Când se trezi, desfăcu balotul și, fără nicio grabă, înfipse 4 stâlpi în pământ. Apoi construi o casă rotundă din paie, cu o ușă mare și ferestre mici, după care se cuibări înăuntru, crezându-se la adăpost. Însă veni lupul cel rău, căruia era tare foame. Bătu la ușă și vorbi cu glas gros. Aici putem observa lupul. Purcelușule, lasă-mă să intru, purcelușule, lasă-mă să intru. Nu, răspunse primul purceluș, nu te las, nu deschid orice mi-ai da. Atunci, spuse lupul cel rău, o să suflu și o să suflu până o să zdobor casa la pământ. Și începu să sufle spre casa din paie cât de tare putea, suflă așa de tare încât casa căzu la pământ. Înspăimântat, primul purceluș o lua la sănătoasă. Hotărâ să se ascundă la cel de-al doilea purceluș. Pe drum, cel de-al doilea purceluș se întâlni cu un om care căra în spate niște scânduri. Fii bun, zise purcelușul, dă-mi mie scândurile ca să-mi construiesc o casă din ele. Îți dau în schimb fularul meu. Omul îi dădu scândurile și își puse fularul la gât. Al doilea purceluș era cam neîndemânatic de felul lui. Mai întâi rupse scândurile în două, apoi înfipse stâlpii cam strâmb. Și în cele din urmă aproape că doborâ acoperișul. Însă reuși în cele din urmă să construiască o casă, chit că era strâmbă, cu o ușă atât de mică încât trebuia să te aplici ca să intri și cu ferestre atât de înalte încât trebuia să te ridici pe vârful ca să le deschizi. Tocmai terminase când sosi primul purceluș. Lupul cel rău a vrut să mă mănânce, îi spuse el frățiorului său. Te rog, lasă-mă să mă ascund în casa ta. Iar cel de-al doilea purceluș îl primi pe frățiorul său în casa lui făcută din scânduri. Amândoi se credeau la adăpost. Însă veni lupul cel rău, care era mai foame. Bătu la ușă și vorbi cu glas gros. Purcelușule, lasă-mă să intru, purcelușule, lasă-mă să intru. Nu, răspunse al doilea purceluș, nu te las, nu deschid orice mi-ai da. Atunci spuse lupul cel rău, o să împing și o să împing pereții până zdobor casa la pământ. Și începu să împingă pereții de scânduri cât de tare putea, împinse așa de tare încât casa a căzut la pământ. Primul și cel de-al doilea purceluș o luară la sănătoasă. O trăie se ascunde la cel de-al treilea purceluș. Între timp, pe drum, al treilea purceluș se întâlni cu un om care împingea o roabă de cărămizi. Fii bun, zise purcelușul, dă-mi mie cărămizile ca să-mi construiesc o casă din ele. Îți dau în schimb pantofii mei. Omul îi dădu cărămizile și încălță pantofii.
Cel de-al treilea purceluș era tare isteț și muncitor de felul lui. Întâi numără cărămizile și ridică stâlpii, apoi construi patru pereți drepți și un acoperiș foarte trainic. Își făcu o casă pătrată, cu ferestre frumoase și cu o ușă solide. Tocmai terminase când sosiră primul și cel de-al doilea purceluș. Lupul cel rău a vrut să ne mănânce, îi spuse ei frățiorului lor. Te rugăm, lasă-ne să ne ascundem în casa ta, iar cel de-al treilea purceluș îi primi pe frățiul lui în casa de cărămide. De data asta sunteți la adăpost, le zise el. Însă veni lupul cel rău, cărea încă mai era foame, bătu la ușă și vorbi cu glas gros. Purcelușule, lasă-mă să intru, purcelușule, lasă-mă să intru. Nu, răspuns al treilea purceluș, nu te las, nu deschid orice mi-i da. Atunci, spuse lupul cel rău, o să bat și o să bat în pereți până zdobor casa la pământ. Cioc, cioc, cioc. Și începu să bat în casa de cărămidă cât de tare putea, dar casa nu se clinti. Lupul cel rău era obosit și se făcea din ce în ce mai foame, așa că hotărâ să încerce un vicleșug. Se apropie de gaura cheii și spuse celui de-al treilea purceluș, purcelușile, purcelușile, știu unde ai putea găsi niște napi mari și grași. Unde? Întrebă cel de-al treilea purceluș. În grădina de legume a plugarului. Mâine dimineață să te trezești de vreme. O să vin să te iau. Mergem împreună să scoatem câțiva napi. Poți să faci ceva de mâncare din ei. Ai putea să faci un terci tocmai bun. Bine, spuse cel de-al treilea purceluș. Ce idee bună! La ce oră vrei să mergem? La ora 6, răspunse lupul cel rău. A doua zi de dimineață, al treilea purceluș se trezi la ora 5. Se îmbrăcă repede și dădu fuga până la plugar. Culese o mulțime de napi mari și grași și duse acasă. Primul purceluș curăță napii, cel de-al doilea purceluș îi teie. Cel de-al treilea purceluș făcu focul și puse cazanul cel mare la fiert. La ora 6 sosi lupul cel rău. Purcelușule, purcelușule, ești gata? O, da, răspunse cel de-al treilea purceluș. Sunt gata de mult, am fost deja la plugar și napii lui cei mari și grași fier la mine în cazan. Lupul cel rău, care îi se făcea din ce în ce mai foame, încercă să-și ascundă nemulțumirea. Se apropie de gaura cheii și spuse purcelușului, purcelușule, purcelușule, știu unde ai putea găsi niște mere mari și grase. Unde? Întrebă cel de-al treilea purceluș. În spatele casei domnului Cox, trezește-te de vreme mâine dimineață, o să vin să te iau, mergem împreună să le culegem. Poți să le faci compot sau budincă? Bine, spuse cel de-al treilea purceluș, ce idee bună, la ce oră vrei să mergem? La ora 5, răspuse lupul cel rău. A doua zi de dimineață, al treilea purceluș se trezi la ora 4. Se îmbrăcă repede și dădu fuga până în spatele casei domnului Cox. Se cățără în copac și culese o mulțime de mere mari și grase. Tocmai voia să coboare când printre ramuri îl zări pe lupul cel rău furișându-se. Purcelușule, deja ai ajuns? De ce nu m-ai așteptat? M-am trezit foarte devreme, răspunse purcelușul. Lupul cel rău începu să dea târcoale copacului lingându-și buzele. Sunt coapte merele? Întrebă el. O, da, răspunse purcelușul. Poftim, ia unul. Și aruncă mărul cât putu de departe. Lupul alergă să-l prindă. Între timp, purcelușul coboră din copac și o lua la fugă spre casă cât de repede îl țineau picioarele. Încuie ușa cu două zăvoare. Primul purceluș curăță merele, al doilea purceluș le tăie. Al treilea purceluș făcu focul și puse cazanul cel mare la fier ca să pregătească un compot de mere gustos. A doua zi de dimineață, lupul cel rău, care îi se făcea din ce în ce mai foame, bătu la ușă. Purcelușule, purcelușule, spuse el prin gaura cheii, în satul vecin e sărbătoare, vrei să mergi cu mine? Cei trei purceluși se culcaseră foarte târziu și încă mai dormeau. Când îl auziră pe lupul cel rău, săriră speriați din pat. Primul purceluș se ascunse sub pătră, cel de-al doilea purceluș își strecură capul sub perne. Cel de-al treilea purceluș se ridică în picioare în pas și se frecă la ochi. Încă nu m-am trezit, strigă el. Du-te singur la sărbătoare. Când te întorci, o să-ți fac o surpriză. Ce surpriză? Întrebă lupul cel rău. Am terpunde nap și compot delicios de mere. O să servesc cina. Ce idee bună, spuse lupul cel rău. Mă întorc la ora 7. Lupul plecă singur la sărbătoare. Cei trei purceluși se dădură repede jos din pat. Se îmbrăcară și mâncară tot terciul de nap și tot copotul de mere. Apoi, primul purceluș aduse un morman
mare de vreascuri pe care le puse în vatră. Al doilea purceluș umplu cazanul cu apă, iar al treilea purceluș pune cazanul pe foc. La ora 7, lupul cel rău se întoarse de la sărbătoare. Alergă la casa purcelușului și strigă prin gaura cheii: "Purcelușule, purcelușule, am sosit, lasă-mă să intru." Al treilea purceluș se duse la ușă. "Îmi pare tare rău," spuse el, "dar am pierdut cheia. Nu pot descuia ușa, trebuie să intri pe coș." Lupul cel rău, căreia încă era îi mai era foame ca niciodată, se urcă pe acoperiș și se aruncă pe coș. Primul purceluș suflă în foc, al doilea purceluș se îngriji ca apa să fie clocotită. Al treilea purceluș dădu la o parte capacul cazanului. Lupul începu să alunece pe coș, dintr-o dată căzu cu capul înainte în cazan. Scoase un urlet groaznic, sări în sus, căzu pe tălpi și o lua la fugă cât îl țineau picioarele. Iar cei trei purceluși trăiră fericiți împreună și nu mai auziră niciodată nimic de lupul cel rău. Sfârșit. Acum vreau să te îndemn să citești și tu o poveste și să devii ambasador. Dacă o postezi pe contul tău de Facebook sau Instagram, folosind hashtag-ul Salvez cu povești, vocea ta va purta mesajul pentru copiii vulnerabili. De asemenea, ne-ar ajuta foarte mult să distribui acest clip video pe pagina ta. Împreună suntem mai puternici. Devină și tu ambasador pentru copiii vulnerabili.